Doctor, cât vor rămâne în vigoare aceste măsuri? Deci hotărârea Centrului Local de Combatere a Bolii Mehedinții a fost 48 de ore să asigurăm permanența. Vom avea două schimburi pe zi, iar după 48 de ore, conform promisiunilor colegilor de la Gorj, că a ei au lichidat, ne vom retrage și vom ține în continuare, fiind în 10 km zona de supraveghere, vom supraveghea starea de sănătate a porcinilor. Care sunt măsurile pe care le luați? Deocamdată asigurăm dezinfecția mașinilor care vin dinspre Gorj cu Vircons, avem covorul asfaltic și anunțăm oamenii, le spunem care e pericolul în cazul în care apare, să anunțe medicul veterinar, să nu vândă carne, să nu cumpere carne de la bijnițari și porci. Practic nimeni nu iese din focar fără să fie... Am înțeles de la Gorj că au făcut și ei punct de la ieșire din focar de dezinfecție, dar noi, ca o măsură de super precauție, am zis să stabilim și noi aceste puncte de dezinfecție. Este colaborat cu poliția? Deocamdată la CLCB am înțeles că eu o să vină, dar... Filtre în trafic? Da, facem filtre să facă, de fapt, acțiunea de control în trafic a mijloacelor de transport se face de acum 2-3 săptămâni. Și colaborăm bine, reprezentantul nostru, al dânșilor, că noi nu putem să oprim, dar noi controlăm. Câte complexe de porci sunt în... În județul Mehedinți avem 7 complexe de porci. Un pericol pentru... Deocamdată pentru ele nu este, pentru că fermele, complexele de porci au măsuri de biosecuritate foarte bine puse la punct și nu intră absolut nimeni în complex decât personalul de îngrijire și mijloacele de transport, dar tot se face transbordare, deci nu intră direct în complex. Mai mare pericol pentru gospodărie? Pentru gospodărie, pentru că ținerea, creșterea porcilor în sistem gospodăresc nu implică măsuri de biosecuritate speciale și omul, neștiind sau neluând în considerare, este tentat să cumpere porci la un preț mai mic și porcii poate să fie perioada de incubație, când l-ai adus acasă, în două zile se îmbolnăvește și mai. În Gorj, de unde ai spus? Am înțeles de la colegi că în Gorj un individ a cumpărat un vier din Teleorman, a dus și la montă și de aceea s-a răspândit boala. Iar pericolul cel mai mare, îl subliniez, reprezintă tot porcii mistreți, care plimbă boala dintr-o zonă în alta. Știm toți că un porc mistreț poate să parcurgă 40 de km pe zi și poate să ducă boala. Zona în care ne aflăm este o zonă frecventată de mistreți? Toate zonele sunt frecventate, chiar de aici, din zona asta, participat la ședință și sunt mistreți, dar noi am subliniat încă o dată în CLCB că este necesar, imperios, să se împuște mistreții. Cea mai apropiată localitate din Mehedinți, la ce distanță e de localitatea din Gorj? Unde... Cea mai este Jușița. La câți kilometri? 10 km. Pe cercul făcut de către autoritate. Mulțumim! Sănătate!